Acesta a fost doar unul dintre spoturile create special pentru această campanie ca să sensibilizeze opinia publică. Asta pentru că în loc să aștepte o minune, reprezentanții spitalului lui Sturcanu din Timișoara iau atitudine. După ce două clădiri au fost retrocedate foștilor proprietari, spitalul a dat startul campaniei de strângere de fonduri pentru a construi o clădire nouă. Procesele sunt pe rol. Șansele vor putea fi discutabile în cazul uneia dintre clădiri, așadar trebuie să ne pregătim din timp pentru a găsi o soluție pentru mutarea secțiilor mari care se află în aceste două clădiri. În corpul B vor funcționa atât secțiile din clădirile retrocedate, cât și clinicile de neonatologie, radiologie și imagistică, plus o parte din serviciul administrativ, care acum funcționează în condiții improprii. Reprezentanții spitalului speră să nu fie evacuați până când nu vor inaugura noua clădire. Este foarte probabil ca în final să se ajungă la evacuare și atunci e clar lucru că dacă nu vom strânge și nu vom strânge toată suma necesară în această campanie, adresăm rugămintea noastră Ministerului Sănătății și Primăriei, Administrației Locale, cât și mediului de afaceri timișorean să ne sprijine. În prezent, spitalul funcționează într-un sistem pavilionar. Secțiile sunt repartizate în 11 clădiri. Zilnic, peste 230 de pacienți sunt tratați în cel mai mare spital de copii din vestul țării.